Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru harul de a fi împreună în casa de rugăciune și îl rugăm în același timp ca așa cum ne-a făgăduit să ne ofere fiecăruia dintre noi binecuvântarea de care avem nevoie. Salutăm ca de fiecare dată cu drag pe oaspeții noștri și astăzi din câte îmi dau seama sunt mai mulți decât aș putea să enumer eu, dar ne bucurăm pentru cei care vin din Australia, din Germania, din București, din Târgu Mureș, te-am căutat să te iau la în vom cu mine, te salut cu drag. Astăzi ești cu familia. am căutat-o pe Cezara și n-am găsit-o. Ea a făcut un lucru care mi-a impresionat astăzi. Tatăl ei, fratele Gherghe, fratele nostru, prietenul nostru, trebuia să fie astăzi într-o comunitate importantă din conferință și era programat. Numai că Cezara i-a spus, tată, nu te duci. Astăzi stai cu mine că îmi ani. <laughs> Atât de puternic a fost stăruința cezarei, încât fratele Laurențiu, cât o fi el de puternic, a zis, astăzi stau cu tine, sabatul acesta sunt împreună cu tine. Fratele Laurențiu, Domnul să vă alături de fiica dumneavoastră. Și alături de, de, Simida și de ceilalți dragi ai familiei. Să cânte ceva? Ai putea să cânte ceva? Dacă s-ar putea? Da? Mai la urmă, ca să te obișnuiești, hai să ne câți o cântare de... Da. Nu, după amiază, acum la sfârșit. După amiază. După amiază. Te gândești că fi mai puțin. <laughs> da, cântă foarte frumos, dar la început, știți, ca și copiii, mai ales copiii cu sensibilitate mai mare, au uh, emoții. Dar noi ne simțim bine ca acasă și acceptăm și pentru după amiază. Uh, În această dimineață, la ora de predică, am zis să vin înaintea dumneavoastră cu un studiu. Și anume, ce am învățat despre schimbările din biserică, acum la o vârstă la care experiența ar trebui cel puțin să-și spună cuvântul. Și să vă spun la ce m-am gândit. Biserica noastră adventistă de ziua 7 la nivel mondial a apărut într-o perioadă în care mașinile nu existau, telefoane nici vorbă, mijloace de comunicații foarte, foarte puține, se mergea cu trăsura ca să faci lucrarea misionară, călătoreai kilometri întregi cu tracțiune animală, iar iluminatul era pe baza lămpilor, când au apărut cele cu gaz, era deja o inovație majoră. Și cu toate acestea, mesajul cu care a început această biserică se potrivește de minune și cu timpul nostru de superviteză sau uh, supersonică, viteză supersonică, sau mai nou, hipersonică, sau cum spun tinerii noștri, în perioada aceasta intensă de, de IT, de tehnologie foarte înaltă. Se potrivește mesajul și pentru aceasta. De ce? Pentru un simplu motiv. Chiar dacă lucrurile din jurul nostru se schimbă și ar trebui să se schimbe unele din ele, principiile stabilite de Dumnezeu, pentru că lăuzirea copiilor săi către împărăția lui Dumnezeu niciodată nu trebuie și nu pot să se schimbe. Schimbările este adevărat că pot să fie bune și pot să fie și rele, dar schimbările sunt parte a vieții noastre și sunt absolut necesare. Important este să observăm cum ne raportăm noi la aceste schimbări. Ne uităm în oglindă și a dispărut o parte din păr. Ne uităm în oglindă și s-a dus culoarea apar anumite trăsături ale feței pe care nu le-am avut și ne întrebăm dacă suntem noi. Cum ne raportăm la schimbări? Mai ales că atunci când este vorba de lucrurile serioase sau de viață de biserică, schimbările se ciocnesc de două tendințe diametral opuse. Conservatorii și progresiștii, ca să nu-i numesc liberali. <laughs> e tot pe acolo, dar mă rog, sună mai interesant. Conservatorii vor să nu se schimbe nimic. Iar progresiștii vor să schimbe totul. Nu rămână nimic de schimbat. Cum aduci la reconcilierea aceste două tendințe în care există la nivel general, dar și, în, știu eu, la nivel mai mic, chiar în viața noastră. Cum să păstrez unitatea în mijlocul acestei diversi... diversități? Și aș vrea să analizăm câteva aspecte sub precizarea intenționată chiar de la început că atunci când am încercat să vorbesc despre lucrurile acestea, mi s-a pus o întrebare. Probabil că, dacă nu o pun eu acum, mi se punea la sfârșit. Frate pastor, dar dumneavoastră cu care sunteți conservatorii sau cu progresiștii? Și, fără să răspund direct la întrebare, am zis atunci, în anumite ocazii, și o zic și astăzi, eu cred că am să vorbesc pentru mine. Pentru că deja am vârsta și timpul. La care aș putea să mă uit în urmă și să trag niște concluzii pe baza unei experiențe. Conștient pe deplin, frații și surori, că sunt într-un mare pericol. Pentru că dacă eu mă poziționez pe mijloc, risc extrem de mult să fiu lovit și de cei care vin din față și de cei care vin din spate. Întotdeauna, pe mijloc, este un pericol extrem. Și cu toate acestea, eu am ales această cale de mijloc, cu riscul acesta enorm, ca să zic așa, să fiu lovit din ambele sensuri, și de progresiști și de conservatori. Pentru că am găsit în Sfânta Scriptură că aceasta este locul cel mai potrivit pentru omul care vrea să ajungă în Împărăția Cerului. Haideți să vă citez din memorie, de data aceasta, Ezechiel, capitolul 9, cu versetul 4. Du-te și treci prin mijlocul cetății. Numai pe acolo treci. Lasă-i pe progresiști și lasă-i pe conservatori în pace. Lasă-i în pace. <laughs> da. Tu treci și pune un semn pe Mijlocul cetății, pe fruntea celor care susțin și gem de anumite lucruri care trebuie schimbate și care trebuie să facă după voia mea, zice Domnul. Pe de altă parte, cartea proverbelor, Rocul 20, spune că uh, lucrarea celor neprihăniți se găsește pe mijlocul cărării neprihănirii și merge mereu crescând până la, până la zenit. Pe de altă parte, în a, Cartea Apocalipsei, în capitolul 14, versetul 6, ni se spune chiar lucrarea de pocăință, nu o găsești pe, pe extreme. Lucrarea pocăinței se găsește numai prin mijlocul cerului și este întrăită solie îngerească cu privire la neprihănirea prin credință, cu privire la descoperirea și trăirea voii lui Dumnezeu. Și am învățat trei lucruri despre schimbare, frați și surori. În primul rând, de regulă, schimbările întâmpină rezistență. Nici o instituție nu rezistă prea mult fără ca să aibă schimbări. Biserica, din punctul acesta de vedere, este mai rezistentă, dar și bisericii, la un moment dat, chiar întemeietorul ei reproșează un lucru. Care? Apocalipsul capitolul 3, martorul credincios, ce îi spune? Nu vrei să te mai schimbi! marea problemă a bisericii laudicei este schimbarea. Spre dreapta sau spre stânga? Vedeți că subiectul este interesant. Biserica timpului sfârșitului din care și eu fac parte, împreună cu dumneavoastră este foarte rezistentă la apelurile Duhului Sfânt de schimbare, la apelurile martorului credincios de a pune mișcare resorturile ființei tale pe te schimba. Cu toate că o religie care nu schimbă este falsă. De aceea e obligatoriu, noi trebuie să ne gândim la schimbare. La o schimbare care trebuie să înceapă, este adevărat, cu, cu, cu mine. Dar, vorbind despre cele două extreme pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, și anume conservatorii și progresiștii, unii ar vrea să schimbe tot, iar alții ar vrea să nu se schimbe nimic. Și aș vrea să, cu tot respectul, vreau ca să observați un lucru, și anume, se spune mereu că este nevoie ca să înțelegem problemele celor tineri și frământările celor tineri și aspirațiile celor tineri și dorințele lor pentru dezvoltare. Și este corect. Nu o să mă găsiți niciodată pe picior greșit în privința aceasta, pentru că eu țin cu copiii noștri, cu tinerii noștri și este bine să fie așa. Dar de pe mijloc mai am o întrebare. Frate duc, mă auzi? Mai am o întrebare. Dar bătrânii, de ce să nu fie în atenția noastră? Sunt mai valoroși cumva tinerii decât bătrânii? Înaintea lui Dumnezeu și din perspectiva mântuirii? Nu cumva cei care astăzi sunt bătrâni, ieri au fost copii. Ieri sau alaltă ieri copii, iar ieri erau deja tineri. Și de unde diferența aceasta? De unde problema aceasta? Pentru că copiii au crescut, au plecat, s-au dezvoltat. Uneori te impresionează la ce nivel de performanță au reușit să ajungă prin puterea lui Dumnezeu și prin calitățile cu care Dumnezeu i-a stat și te bucuri, îți crește inima de bucurie când vezi lucrurile acestea. Dar de ce grija bisericii să nu se împartă în mod egal? Trăim în era computerului și e adevărat că cei mai în vârstă se pare că se încurcă mai greu cu această tehnică și nu de altceva, dar până să înveți un lucru apare altceva mai nou, cumpere un telefon de nu știu care, abia încep să umble cu el și nu mai e valabil, nu mai e la modă și îți dă altul și nu mai știi cum mă uit la tata, are 88 de ani, așa anul ăsta. I-a dat un telefon, pe au venit ăștia cu altul și a spus, păi, zici, voi mă încurcați cu chestia asta, abia am învățat să umblu. O tabletă, apropo, că tata ia ca să ai mai mare cântare acolo, să cânt, cânt. Dar știți, numai bine învață ca să butoneze și el pe acolo, pe unde să știi, le-a învățat memoria, să schimbă, că îi aduce altceva. și nu, nu, acum trebuie altceva, era alt program, da. Mi-aduc aminte de o rudă de-a mea. Am muncit cu palmele lui, greu, meseriaș. Doi băieți, și a vrut ca fiecare să aibă casa lui. Și în credincioșia lui față de Dumnezeu, i-a sfătuit. Și le-a spus și una și alta. Și unul dintre băieți, în momentul în care a văzut actele de proprietate, a văzut cheile și a văzut o gospodărie bine lucrată și bine așezată în localitate. Și ce a făcut? A vândut. Și a plecat și dus a fost celălalt și dacă a vândut ăsta, eu nu pot să fac la fel. Și sunt părinții singuri. Ciudat. De aceea n-ar trebui să-i judecăm pe bătrâni atunci când au și ei aceleași probleme ca și generația tânără. Că impresia mea este că pe măsură ce îmbătrânești, deși puterile scad, deși calitățile intelectuale nu mai au acuitatea aceea care ar trebui, cresc în schimb sensibilitățile sentimentale. Și percep mult mai acut o neglijență sau un cuvânt care poate nu ar trebui rostit așa cum ne-am obișnuit de multe ori. De aceea, cei în vârstă, în fața schimbărilor, știți ce zic? Vă rog frumos, vă rog în numele Domnului, lăsați-mi măcar biserica neschimbată, că în rest totul s-a schimbat în jurul meu, nimic nu mai este cum, am, cum știam eu, în vremea mea, cu opaițul meu, cu lampa mea. Cum trebuie să facă biserica? Pentru că, frați și surori, aceste schimbări pot deveni periculoase dacă duc la devizarea bisericii. Eram copil și la țară. Pentru o lungă perioadă de timp, eu știam că oamenii își cumpără sandale agricole. Știți cum erau sandale agricole? E făcute din cauciuc, țineau mult <laughs> și când se înferbânta la soare, apoi trebuia să te ții bine dacă veneau oamenii îmbrăcați. Și, plus de asta ieșeau și ușor din picioare, trăgea de aici așa și îți dai seama ce era în adunare respectivă. Și a apărut cineva cu sandale. Nu erau scumpe. Nu erau cu mult mai scumpe decât o pereche de, de, de sandale agricole. Mă, da ce discuții s-a făcut în biserică. Nu uit până astăzi. Eram piciuleț, așa eram copil. Ce discuție puternică s-a făcut în biserică pe chestia sandalelor. că e modă. că nu știu cum. Că părăsim hotarele vechi. Și introducem în biserică nelegiuirea. Tata care era prezbiter, pentru că bunicul meu era unul dintre uh, fratele Samuel, îl știe pe tata, da? Era prezbiter și știe pe bunicul, pe toate. Și tata care era prezbiter, a spus, tata, dar știi ce? Eu sunt de acord cu Dumnezeu, și uite, măi, să-ți iau predică, trebuie să ții. Și el a spus, țin predică așa, da, te rog frumos, uite ce fac. Eu îți cumpăr o pereche de sandale, le porți în cursul săptămânii, nu mergi cu ele la adunare ca să nu urâdă conservatoare de tine, le porți frumos și dacă te simți bine și trebuie făcută schimbarea, o facem și eu predic despre asta. Dar, la bunicul, A luat bunicul, le-a încălțat, mă, n-a fost piciorul lui în viața lui e așa de bine tratat. Era o sandală, nu acum, acum se fac astea din <gântări> șmecherii din astea care țin trei zile și care te verbe, nu, era piele curat. Era Bunicul, mai și piciorul, ca să-l pui în sandal trebuie să fie mai îngrijit, mai. I-a plăcut. Și așa zis, zis, măi, ghiță, eu cred că sâmbătă să merg cu sandalele la adunare. Toată, da. <laughs> și mai toată adunarea și-a cumpărat sandale. Dar au fost și unii care au zis, nu, că e de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, când a venit, frați și surori, pe pământ, a avut nevoie și de unii și de alții. Așa de mult a iubit copilașii. Mă auzi Și zara? Așa de mult a iubit Domnul copilașii. Și te iubește și pe tine. Pe toți, pe cei mici, pe Thomas, care a alergat pe aici. Aseară mai să predice în locul meu. Dar iubește și pe bătrâni. Iubește și pe fratele stănoi care e aici lângă mine. Și e așezat în minte, ca de acolo din Germania, din Berlin, de unde trăiești, ar putea să trăiască liniștit acolo. Să poarte pe inimă o povară și să zică, vreau să mai fac un bine. Poate mai întâlnesc cu o persoană, poate alta. Am niște cărți aici, poate am venit la un moment dat astăzi și mi-a spus, frate Burlacu, cred că Domnul m-a trimis astăzi, pentru că am întâlnit o persoană care cred chiar avea nevoie de mine. Și cred și eu că avea nevoie persoana aceea de, de dumneavoastră, frate, stă noi. Da. Nu trebuie să existe în Biserica lui Dumnezeu diferență între generații. Nu trebuie. Și cu toate acestea suntem tributari firii pământești. Dar am învățat că schimbările, dacă nu sunt făcute cu înțelepciune, pot să pună în pericol biserica și relațiile din biserică. Am învățat în al treilea rând, frați și surori, că schimbările sunt numai pentru creștinii buni. Schimbările sunt valoroase numai pentru cei care doresc să meargă spre împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță. Conservatorii citează în Malea, capitolul 3, cu versetul 6. Știți ce spune acolo? Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și îți mai citează și din Iacov 1 cu 17. La Dumnezeu nu este nici, nici umbră din un conservator, o spune, oh. <laughs> și vin liberalii și citesc de alte texte, și spune, Dumnezeu, păi este eminamente Dumnezeul schimbărilor. Când a intervenit Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, din haos, din tohuva Bohu s-a făcut ordine, frumusețe, o minune de creație. Dumnezeu este Dumnezeul schimbărilor. Cine are dreptate? Și unii și alții. La ce nu se schimbă Dumnezeu? Și aici intră pe, pe un domeniu extrem de important. La caracter. Dumnezeu nu schimbă principiile, dar Dumnezeu nu ține la niște rânduieli exterioare. A ales ca cuvântul lui Dumnezeu și planul mântuirii să fie desfășurat în ceea ce numim noi patriarhie. Prin patriarhi. A fost perioada patriarchală. Și după aceea Dumnezeu a zis, ajunge. Schimbăm acest exterior acum cu teocrația, un popor întreg în care Dumnezeu conduce lucrurile. Și cât a durat teocrația? Până când Dumnezeu a zis, iată vi se lasă casa pustiei, de aici înainte, călăuziți de puterea Duhului Sfânt, mergeți în toată lumea și botezați, faceți ucenici, până la marginile pământului și eu sunt cu voi în toate zilele. Aceasta este biserica creștină. Dumnezeu folosește schimbarea, dar un lucru nu se schimbă niciodată. Ce nu se schimbă? Niciodată nu se schimbă principiile. Niciodată nu se schimbă principiile. Dumnezeu arată că trebuie făcute anumite schimbări pentru folosul lumii, dar există și lucruri care nu se pot schimba. Noi ne numim Adventistii de ziua 7 pentru că am înțeles acest aspect. Pentru că am înțeles că atunci când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să tacă. Că am înțeles că atunci când Dumnezeu numără până la 10, tu n-ai voie să o iei pe Pentru că am înțeles că Dumnezeu a stabilit ca un principiu, că atunci când a zis sabatul este sfințit și binecuvântat de Dumnezeu, tu nu ai autoritatea să iei binecuvântarea de acolo și să o transferi asupra zilei a săptămânii. Aceasta nu e de la Dumnezeu. Aceasta este de undeva, dar de la vrăjmașul lui Dumnezeu. Și aici vreau să vă întreb ceva. Dar Iisus cum a fost? S-a schimbat? Promotor al schimbărilor sau nu? Ce ziceți? Domnul Hristos a fost un promotor al schimbărilor? Auziți, în toată istoria pe care noi o cunoaștem, istoria credinței, nimeni n-a fost mai favorabil schimbărilor ca Domnul Iisus Hristos. A schimbat și reguli și tradiții și a vorbit împotriva fariseilor și a căsturarilor și a zis: Măi ruginiților ce sunteți și vățarnici pe deasupra. Păi, da, voi nu vă mai schimbați, mă Ce Și aveam vedere Dumnezeu. Aveam vedere exteriorul care era modelat de niște reguli, exterioare. Și ați zis: Măi, dați cu var și voi credeți că e bine? De ia schimbați voi interiorul vostru. Cu privire la saba, ce a făcut Domnul Hristos? A vrut să respecte principiul. Și principiul care era? Că sabatul este sfânt, binecuvântat, poruncit de Dumnezeu. Și oamenii ce au făcut? Au adus o grămadă de lucruri exterioare care nu aveau nicio legătură. Și ridicaseră sabatul deasupra nevoilor umane până acolo încât era chiar ridicol. Dacă cădea o oaie în ziua de sabat într-o groapă, trebuia să o scoți, că trebuie să fie omul milos. Dar dacă un om era bolnav, era mare păcat să-l faci vinovat în ziua de sabat. Și de șase ori Domnul Iisus Hristos insistă ca oamenii să înțeleagă principiul. Și avem un ghid aici, frați și surori, cu privire la ceea ce în biserică se poate schimba sau nu se poate schimba. Regulile și tradițiile întotdeauna trebuie schimbate în favoarea principiului, dar niciodată principiile nu trebuie schimbate. Ce este principiul? Un adevăr cu caracter de valabilitate veșnic. al cărui promotor este Dumnezeu și toată teologia, toată doctrina, toată scriptura se cuprinde din acest punct de vedere într-o singură poruncă. Care e poruncă? Cu privire la acest mare principiu. Care este? Vă rog să o spuneți dumneavoastră. Să iubești. Să iubești. Pe cine? Pe Domnul și pe aproapele tău. Dacă este dragoste, este principiu. Dacă dragostea cumva, cumva este un pic înțeleasă după Hollywood, nu după cele 10 porunci, ai rupt-o cu credința. Știți că dragostea se poate învăța ori după cele 10 porunci, ori după ceea ce îți prezintă ăștia de la Hollywood. Oamenii vorbesc mult de dragoste, cântă de dragoste, dar nu am și legătură cu cele 10 porunci, care spune să nu desfrânezi. Și aș putea să dau multe exemple în privința aceasta, frați și surori. Dar să ați înțeles ideea. Ori de câte ori regulile și tradițiile vin în contradicție cu dragoste. trebuie desființate imediat. Poruncă nouă vă dau, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Prin aceasta lumea va cunoaște că într-adevăr aveți ceva de spus și de adus înaintea lumii. De multe ori, frați și surori, îmi aduc aminte că regulile au fost schimbate. Eu eram la seminar și când a fost eu la seminar, atunci, imediat, la în prima zi de seminar, <laughs> În prima zi de seminar eram chemați toți studenții în fața profesorului, era frații director și trebuia să dăm o declarație. Eu și câțiva colegi care eram deja căsătoriți am scăpat de declarații. Știți de ce? Pentru că cei care trebuiau să meargă la seminar scriau Eu declar pe proprie răspundere înaintea dumneavoastră și înaintea Domnului că în timpul seminarului nu mă căsătoresc. Au trecut câțiva ani de zile și a venit altă regulă. Care-i regulă acum la seminar? Văd, la o știe bine. Bine ar fi să vă căsătoriți, ca să nu fiți ispitiți. S-a <laughs> schimbat principiul? Nu! Copilul lui Dumnezeu trebuie să fie curat, în permanență. Vă aduceți aminte de sora Oaie? Scurtați fustele, scurtați fustele, scurtați fustele, asta era mesajul. De asta s-a ajuns la un. Lungiți fustele, lungiți fustele. Lungiți. Asta are, are nevoie biserica? De predică de asta? Păi, fraților, asta e cea mai ușoară predică posibilă și poți o ții și un nemintos. Întrebarea mea este cum de au ochii unii așa de ageri încât văd exact lucrul acesta? Frate Buracu, ai văzut pe... Mai n-am văzut. Vă spun eu. <laughs> da. Unde este dragoste de Dumnezeu, frați și surori? Acolo intră și moda inclusiv. Pentru că principiul știți care este? Cu privire la îmbrăcăminte, cu privire la purtarea în casă, care este? Decență, simplitate, și vii ca să dai slavă lui Dumnezeu chiar prin cuvinte și prin purtarea ta și hainele tale. Și acolo nu mai ai nevoie ca să dai tu centimetri și doi centimetri, doi centimetri deasupra genunchiului, dar nu știu din el o cu ăștia doi centimetri, da. Domnul Hristos, frați și surori, apără principiul și în Matei 15, Marcu 7, vorbește puternic despre lucrurile acestea. Ai sunt unii care, luptă împotriva Domnului Isus Hristos și împotriva Spiritului Profetic, crezând că de fapt îl apără. E atunci când citesc cuvintele Domnului Isus și Spiritul Profetic, scot numai cei ce li se par lor că sunt reguli exterioare. Când de fapt Domnul Hristos ce spune? Mai lăsați-le pe astea! Căci din inimă sunt niște lucruri care trebuie să fie neapărat corijate, că altfel este periculos. Și să ajunge la o predicare simplistă, neavenită și vinovată despre niște reguli, despre comportament, când de fapt interiorul trebuie să fie schimbat. ca adică și povestea aceea cu papagalul, știți că unchiul i-a dat nepotului un papagal, deci la care învață cuvinte. Și i-a spus, încerca să-l înveți pe papagalul tinerel, copilul îl învăța, spune unchiul, spune unchiul. Și papagalul știți cum a învățat? în loc să zică unchiu, el zicea, spune unchiu. Spune unchiu, spune unchiu. Când venea unchiu, spune unchiu, spune unchiu. Unchiu a murit și papagalul a fost vândut. Și a fost vândut la un copil tânăr. Și a încercat și ăsta să l educe. Numai că nu mai putea educa, pentru că papagalul în continuare spunea un singur cuvânt. Spune unchiu, spune unchiu. Și a trebuit să-l dea la pisică, că n mai avut ce faci cu el. Vom avea succes, frate și surori, numai dacă vă căuta doar sub uh, principiu. Și cum este vorba, cum îl pot descoperi? Oriunde e vorba de dragoste, este principiul lui Dumnezeu. Unde e altceva, Dumnezeu te-a părăsit. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel și închei cu ilustrații cu avionul. Ați mai auzit asta? Fratele Uțanu povestea experiența aceasta. Eu de la dânsul am prins-o, dar mi-a plăcut. Zice că avionul, ca să zboare, trebuie două aripi. Dar nu sunt la fel. Una e pe dreapta, alta e pe stânga. Dacă pui aripa de pe stânga împreună cu cea de pe dreapta, n-ai avion. Ba, mai ai și o nenorocire. Dacă trupul avionului, care de fapt este scopul pentru care este, sunt construite aripile ca să zboare înainte, trebuie și pe dreapta și pe stânga nu poți să renunți la o parte fără fără ca să ai necazuri. Progresiștii sunt necesari uneori, ei sunt novatori, ei vor ca să fie o schimbare, să fie ceva nou. Și e bine, până la un punct, până la care punctul? La un rost principiu. Conservatorii vor ca toate să... Până când? Că să faci din reguli din tradiții un mag care să plăznești în dreapta și stânga și să că ți-ai făcut predica? Nu merge. Până la principiu în care se găsește dragoste. Și e nevoie de altfel. Noi suntem diferiți. Secole, ba milenii, milenii, milenii. Lumina a pătruns în casele oamenilor în timp de întuneric prin o paiție. Și am văzut și eu la muzeu o mulțime de forme de opaci, unele făcute din lut, altele făcute din os, altele făcute din forme diferite și forme diferite, și unele din aur, foarte frumos lucrate și chiar din materiale în acestea mai scumpe, marmură sau știu. Am văzut o mulțime de opaiți. Dacă sunteți curioși la muzeul nou care s-a deschis de arheologie din Madrid, acolo găsiți colecția de opaiți, Foarte frumos! Super frumos! Dar este un element comun pentru toate aceste opații. Care e elementul comun? Poftim? Uleiul. Iai uleiul și dă apă la pisici în opații tale. Că nu mai luminează nimic. Ați înțeles, dumneavoastră, că avem nevoie, frați și surori, să înțelegem că dacă dispare principiul, nu o mai contează că ești pe dreapta sau pe stânga și. Nici nu prea contează dacă ești pe mijloc, dacă nu mai ai principii. Dumnezeu să ne ajute. Ca să călcăm cu stăruință pe urmele Domnului Isus Hristos în această privință și așa cum spune Apostolul Pavel și citesc în încheiere. Iată deci cum trebuie să fim priviți noi. Noi. Care noi? Astăzi eu cu fratele Laurențiu, unul de aici, pastor. Da? Noi? Ca slujitori? Noi, care to toți? Toți. Și cei din Australia? Și, și din Germania? Și din Iași? Doctorii noștri din Iași au venit pe acasă. Ne bucurăm la oameni că și cu noi. Și ceilalți, și, și fratele care ne-a pus cărțile astea de imnuri în mână, în armonizare, aceasta extraordinară, fratele Dumitrescu, da? Toți. Toți. Cum trebuie să privim toți? ca niște slujitori ai cui? Al Domnului Hristos Hristos. Ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Și încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrurile în credința lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă, dacă sunt judecat de voi, să vin ca un omenez de judecat. Îmi mm, place textul ăsta. Ba, încă nici eu însu nu mă mai judec pe mine, că și n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru asta sunt socotine preenit, că cel ce mă judecă este, zice Apostolul Pavel, este Domnul. De aceea, nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină toate lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Atunci fiecare, atunci fiecare care a slujit în Biserica lui Dumnezeu, își va căpăta lauda de la cine? De la Domnul. El să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.